Momente emoționante pentru pompierii nemțeni care au fost într-o misiune de stingere a incendiilor în Franța. Aceștia au intervenit alături de autoritățile franceze timp de o săptămână. Cei 10 pompieri din cadrul ISU Petrodava, NAMS, care au participat la misiunea de stingere a incendiilor din Franța, au fost avansați la excepțional. Colonel Mihai Bogdan Burdulea a participat la această misiune în calitate de adjunct al șefului de modul. Pompierul are vârsta de 37 de ani și este încadrat la ISU Neamț din anul 2009. Acesta a mărturisit că misiunea din Franța a fost una plină de provocări. Cu toți am acumulat informații și experiență. O experiență de neuitat, pentru că atunci când depășești granițele țării și intri în contact cu alte servicii pentru situații de urgență din zona stingerii incendiilor, că sunt pompieri civili, că sunt pompieri militari, nu poate decât să aducă un plus atât pentru cunoștințele noastre, cât și pe experiența noastră. Alexandru Mihalache are 32 de ani și se numără printre pompierii care au participat la misiunea din Franța. Experiență unică din care am avut doar de învățat. Am câștigat foarte multă experiență, am adus cu noi tehnici noi de stingere și de ceea ce am văzut la colegii noștri francezi. Ei fiind mult mai specializați pe partea asta de incendii de vegetație, un specific de vegetație pe care noi în țară îl întâlnim foarte rar sau chiar deloc și o experiență pe care o vom ține minte toată viața. Alexandru Ojica este unul dintre cei mai tineri pompieri din cadrul ISU Neamț care a mers în misiune în calitate de servant. Sunt foarte bucuros că la vârsta de 22 de ani am avut ocazia să particip la asemenea misiune. Și spun cu mână pe inimă că oricând, la orice ori, dacă ar mai fi nevoie, aș merge cu cel mai mare drag. Pe lângă înaintarea în grad, pompierii au primit distincții din partea departamentului pentru situații de urgență.